Filmele le alegem de câțiva ani noi la Next. La început erau filme alese de Institutul Francez, în 2009, când am inițiat proiectul acesta. Treptat, din 2009 până acum, proiectul s-a transferat din ce în ce mai mult către Societatea Culturală Next. Anul acesta, selecția filmelor am făcut-o împreună cu Ana Ghera, Gabriela Filippi și Andrei Gorzo, toți patru la un loc. Ideea este că ne alegem inițial formatorii, oamenii cu care vrem să ținem sesiunile de formare și le dăm și lor libertatea să aleagă dintr-o serie de, dintr-o listă scurtă. Și în felul acesta anul ăsta Andrei și-a ales el însuși O vară de neuitat din lista de filme românești. Întotdeauna încercăm să ținem un echilibru între cele trei filme pe care le alegem, astfel încât să fie variate și ca perioadă și ca stilistică și ca tonalitate. Și pentru că am vrut să lucrăm pe Oslo 31 august anul ăsta, am simțit nevoia să contrabalansăm cu ceva foarte lejer. Și așa am ajuns la Les Demoiselles de Rochefort. Întotdeauna un mers pe sârmă cu alegerea filmelor. Și încercăm să ne menținem în cinemaul european, deși nu numai. Am avut în anii trecuți și cinema asiatic, am avut Monstrul, am avut și cinema american, am avut The Shining al lui Stanley Kubrick, dar de câțiva ani încercăm să ne ținem în limitele cinemaului european, pentru că aici este de fapt nevoia mare pe care simțim nevoia să o suplinim, pentru că film american se tot vede, chiar dacă în cea mai mare parte film comercial și noi încercăm să aducem filmele de autor. Dar totuși cultura filmului american e ok în conștiința adolescenților. Educational Image nu este singurul program de educație cinematografică din România, sunt o mulțime de alte programe de educație cinematografică, toate independente, organizate de asociații culturale care au festivaluri de film sau nu neapărat. Unele sunt mai degrabă teoretice, altele sunt mai degrabă practice, cum ar fi Let's Go Digital de la TIFF. Sau primul meu film documentar făcut de cei de la Asociația Vira. Educational Image aduce în plus, zic eu, față de celelalte, aduce aceste sesiuni de formare care sunt destul de extinse și aprofundate, în sensul că dedicăm o zi de formare fiecărui film din programul din anul respectiv. Vedem dimineața filmul, astfel încât să le fie foarte proaspăt în minte profesorilor și apoi continuăm cu o sesiune de 3-4 ore de discuții amănunțite, de paralele cu alte filme, analiză de secvență, totul este ilustrat pe ecran cu secvențe din filmul analizat și din celelalte cu care se fac diversele comparații. E foarte aplicată, e foarte amănunțită această formare și încercăm să deschidem dialogul foarte mult încercăm să fie un dialog cu profesorii, nu să fie o lecție de cinema unde ei stau și își iau notițe. Nu asta este ideea, pentru că unul dintre scopurile programului este de fapt să ne obișnuim să discutăm despre cinema. Noi cu profesorii, profesorii între ei, profesorii cu elevii și în cele din urmă elevii între ei și adolescenții între ei, de fapt. Cred că e foarte, foarte important să învețe unul la mână să privească și noi, de fapt, asta încercăm, să le dăm niște linii directoare care să-i ajute să învețe să privească un film. Ce se vede în cadru, de ce se vede lucrurile la în cadru și nu altceva, cum e pusă lumina, de unde vine, ce e cu sunetul pe care l-auzim, vine din cadru, vine din afara cadrului, e diegetic, e non-diegetic și așa mai departe. Încercăm să-i încurajăm să nu se împiedice neapărat de termenii aceștia tehnici cinematografici, ci pur și simplu să facă un exercițiu de atenție și de analiză primară. Și după ce fac exercițiul acesta de analiză, să încerce să înțeleagă de ce este așa și nu în alt fel, pentru că orice poveste poate fi spusă într-o infinitate de feluri și e important să înțeleagă de ce autorul a ales felul ăla și nu un alt fel de a spune povestea respectivă. Și cred că asta, extrapolând un pic și pe termen lung,
ajunge de fapt să construiască în elevii cu care lucrăm conștiința faptului că în spatele oricărui mesaj audiovizual, fie că e vorba de un clip publicitar, fie că e vorba despre un reportaj de știri sau despre un film artistic, există un autor care face niște alegeri și face acele alegeri cu un scop bine definit. Și da, putem vorbi despre manipulare în cazul publicității sau în cazul reportajelor de știri sau lucruri de genul ăsta, putem vorbi despre manipulare emoțională în cazul unui film. Principiul este același și este foarte important să-l conștientizeze, mai ales în perioada asta în care toată comunicarea este audiovizuală, ne înconjoară de peste tot, suntem bombardați, deschizi internetul și aproape nimeni nu mai citește texte, toată lumea se uită la filmulețe și e foarte, foarte important să înțelegi cum funcționează mesajele astea audiovizuale, de ce sunt făcute în felul în care sunt făcute și ce vor de la tine. Și ăsta este, de fapt, scopul așa îndepărtat al proiectului. În mod imediat ne axăm, așa cum zicea și Andrei, pe discuții de estetică, de stilistică, de istoria cinematografiei, regizori, curente și așa mai departe. Și un program de genul ăsta mi se pare extrem, extrem de complex, pentru că, de fapt, lucrurile pe care reușește să le atingă și să le deschidă sunt foarte, foarte multe. Educația artistică și educația cinematografică fiind una dintre ele, dar încercăm să deschidem discuțiile acestea cu elevii și despre meseriile din cinema, de exemplu, pentru că o echipă de filmare este atât de numeroasă și atât de complexă și cei mai mulți oameni nici nu-și imaginează lucrul ăsta și imaginează că e un regizor și atât, sau nici măcar atât. Pur și simplu filmul ăla s-a întrupat. Adică am avut surprize, mă rog, care sunt de înțeles în timpul discuțiilor cu elevii, să nu știe că există un scenariu, că există un scenarist, că există un montaj, că există niște alegeri de montaj, că există, că materialul filmat e mult mai mare decât ce văd ei pe ecran, că nu e neapărat filmat în ordine cronologică și așa mai departe. Adică sunt tot felul de lucruri, de detalii, de bucătărie a cinemaului pe care le aducem în atenția lor și cred că asta schimbă foarte mult percepția lor asupra unui film. Îi încurajăm să se exprime liber despre ce văd. Sunt niște discuții mult mai libere decât ce au la școală de obicei și cred că e foarte, foarte important pentru formarea unui adolescent să fie încurajat și lăsat să spună eu cred că și să fie încurajat să argumenteze și să fie învățat să argumenteze, să treacă dincolo de îmi place, nu-mi place, să fie capabil să spună de ce îmi place și de ce nu îmi place. E pur și simplu un exercițiu de gândire pe care e foarte bine să-l facă cât mai des, cât mai mulți și așa mai departe. Un alt beneficiu și un alt rezultat indirect al programului este că reușește să construiască o cu totul altă relație între profesori și elevilor. Sunt profesori care mi-au spus că lecțiile lor, pe materiile lor, s-au îmbunătățit foarte mult după ce au venit cu elevii la cinema, pentru că s-a creat un alt fel de legătură, pur și simplu, pentru că au avut această experiență comună și au avut un subiect de discuție pe urmă, în afara lecțiilor de matematică, istorie sau lucruri de genul ăsta. Tot așa, un obiectiv foarte, foarte imediat este că încercăm să-i reobișnuim, sau doar să-i obișnuim pe adolescenți să vadă filme la cinema. Sunt foarte puțini care au acest obicei, nu face parte din consumul lor cultural. Pentru că în România filmele sunt atât de accesibile la un click distanță, oricând, oriunde. Mersul la cinema nu mai e un obicei și noi cei care lucrăm în industria asta suntem afectați în mod direct de lucrul ăsta și cred că pe termen lung e nevoie de toate eforturile astea din partea tuturor pentru ca mersul la cinema să reintre în obiceiurile culturale. E foarte important ca adolescenții să înțeleagă și că un film este gândit să fie văzut pe un ecran mare, are un cu totul alt impact, e gândit să fie văzut în întuneric, e gândit să fie văzut fără întreruperi, fără să-ți sune telefonul, fără să te duci la toaletă, fără să te duci să bei un pahar cu apă. E o experiență continuă în care trebuie să te imersezi, să te lași imersat. E un exercițiu de răbdare,
răbdare, pentru că foarte mulți nu mai au răbdare să stea două ore la un film. E un exercițiu de trăire a experienței respective în comun cu alți oameni în sala de cinema. E cu tot o altă energie care se creează acolo decât atunci când vezi filmul de unul singur pe calculator sau cu 2-3 prieteni la tine acasă. E foarte importantă această experiență comună și urmarea ei, în momentul când ieși de acolo, o să discuți despre lucrul ăsta, să ai cu cine să discuți și să împărtășești ce trezește în tine filmul respectiv.